Astfel vă comunic că am dispus prin ordonanță proprie pornirea urmăririi penale privind faptele de îndeplinire sau neîndeplinire necorespunzătoare de către persoane publice a obligațiilor de serviciu, care au cauzat daune în proporții mari intereselor publice și alte urmări grave. La concret, urmează a fi investigate aspectele vizând gestionarea prejudiciabilă a proprietății de stat, pierderea controlului statului asupra administrării băncii de economii, neintervenirea conform atribuțiilor legale în vederea stopării acțiunilor ilegale și prejudiciabile, precum și în vederea redresării prompte a situației critice din sectorul bancar. Urmează să stabilim dacă acțiunile sau inacțiunile reprezentanților statului au favorizat gestionarea frauduloasă a băncii, devalizarea acesteia și punerea în pericol a securității statului, ceea ce a impus ulterior alocarea resurselor publice în vederea recapitalizării BEM și altor instituții financiare.